Indicativele din Sfânta Scriptură sunt temelia imperativelor. Foarte mult din predicarea bisericii de astăzi este o predicare moralistă. Fraților, trebuie să. Și 50 de minute auzi, trebuie să. Și pleci acasă încărcat, fără să-ți dai seama, psihic, te încarci psihic, cu un sentiment profund de vinovăție. Pentru că de fiecare dată când ți se spune trebuie să, tu îți dai seama că n-ai făcut, chiar dacă ai făcut, n-ai făcut chiar atâta că trebuia să faci. Și adunarea, da, este un loc în care Dumnezeu ne confruntă, un loc în care Dumnezeu ne mustră, ne corectează, ne schimbă, ne sfințește. Și este un proces dureros în asta. Și în special dintr-o biserică baptistă reformată în care se predică expozitiv cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să predici cu un anumit grad de vinovăție acasă, dacă s-a predicat Biblia cu adevărat. Dacă nu, nu. Dar, în același timp, este o greșeală pe care trebuie să o vedem în locul acesta. Dacă noi nu înțelegem că imperativele sau ceea ce eu trebuie să fac se bazează pe ceva ce Dumnezeu a făcut, este fundamental greșit. Îl încarci pe om cu o povară, se duce cu ea acasă și spui, ca bețivul, de mâine dimineață mă las de... Și nu se lasă. Că nu poate. Că nu poate. De mâine nu mă mai droghez, de mâine nu mai își bate nevasta, de mâine, Doamne, grozav lucru pe care... De mâine nu mai fac asta și nu reușește să facă asta. El știe că trebuie să facă, îi se dă responsabilitatea imperativului, bombarda cu imperative trebuie să, dar ele nu funcționează automat. Imperativele în viața creștină se bazează pe indicativ, adică pe ceva ce s-a făcut deja. Pe ceva ce s-a făcut deja. Aceea este important să existe un echilibru. Nu doar vorbim, a, Dumnezeu a făcut, no, nu mai avem niciun stres. Nu. Nu. Ci responsabilitățile noastre, imperativele, se bazează pe indicative, pe ceva ce Dumnezeu a făcut, da?